Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Republica Fantastică România la Europa FM. Bună dimineața tuturor antreprenorilor din Republica Fantastică România și celorlalți cetățeni, dar în primul rând antreprenorilor. E greu cei care au mai rămas. Da, e greu să fii antreprenor oriunde lume, și în România, desigur. Dar există o categorie specială de antreprenori, cu ghilimele de rigoare, care mai ales în țara noastră au un succes incredibil. Aceștia practică, de fapt, capitalismul de stat. Adică ei sunt capitaliști, da, cu bani de la stat și cu nimic altceva. O sumedenie de afaceri de succes din România se bazează pe vechiul și binecunoscut PCR. Adică sistemul pile cunoștințe relații și pe căpușarea fără mila sistemului circulator al banilor publici. Vine antreprenorul capitalist de stat, se mufează la sistemul circulator al banilor de stat și suge de acolo până tot profitul posibil. Unii dintre acești profitori sunt mai discreți, alții sunt însă de-a bine la ridicol. Lor li se vede șmecheria de la o poștă. Și prostia, aș zice, în același timp, pentru că a fura cu atâta tupeu în văzul lumii atrage inevitabil atenția publicului și, în cele din urmă, și atenția procurorilor, sperăm. Astăzi o să vorbim, fără nicio legătură, evident, cu tot ce am spus mai devreme, despre situația din comuna Răsuceni, în județul Giurgiu, unde se întâmplă de la o vreme chestiuni paranormale când vine vorba de contractele primăriei. Cine s-a învârtit de banii primăriei Răsuceni? Haha! Dacă îmi permiteți această glumă de urzica. În Răsuceni, așadar, o singură firmă se învârtește de sute și sute de mii de lei prin câștigarea în doar câteva minute a tuturor ofertelor anunțate de primar. Este faimosul Miracol F5, după cum am mai stabilit. E o firmă care are ca principal obiect de activitate cultivarea plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase. Drept pentru care, evident, câștigă contracte pentru întreținerea drumurilor, iluminat stradal, construire de baze sportive și reparații la sediul primăriei. Gospodarul satului, cum ar veni. Cum ar veni. Și cine vrei să facă? Dacă bravo lor, felicitări. Publicația Giurgiu pe surse a luat la puricat contractele cu pricina și toată afacerea e cusută cu ața albă oleaginoasă. Iată, 25 iulie 2019, ora 13 și 2 minute. Primăria anunță în sistemul de licitații publice că vrea să plătească 168.000 de lei pentru, citez, întreținere cu material pietros, drumuri pietruite. 3 minute mai târziu, la ora 13 și 5, contractul este încredințat firmei Blaro, Das, nu știu ce, bla bla. Ăștia cu pătrunji, cu rădăcinoase. Cu leguminoasa și oleaginoasa. 14 august 2019, la ora 11 și 4 minute, primăria publică anunțul de licitație, nu știu ce, în valoare de 210.000 de lei, privind întreținere cu material pietros pentru drumul comunal, nu știu care. Ce? De-a doua cu material pietros. Da. Am o rugăminte. Oamenii erau, ori avea poate la cultivarea rădăcinoaselor folosești balast sau cum se cheamă și... Numai mai două aveam... minute mai târziu, la ora 11 și 6, deci anterior fusese 3, acum două, practic, s-au specializat. Firma SC Laro Das Construcție primește contractul pentru lucrări. Deci se aude în sat, mă, astea n-ai cum. Deci comunitatea e mică. 5 decembrie 2019, 11 și 32 de minute. Primăria, bla bla, ofertă, cumpărare, teren de sport, construire, valoarea contractului 378.000 de lei. 12 minute mai târziu, lucrarea este atribuită aceleiași firme. Nu le-am mers wifi-ul aici. Deci, odată că am mers mult mai greu treaba, doi la mână, vezi că există o cronologie. Au început de jos, cu pietre. Și au ajuns, după, de-abia la a treia licitație, au început să construiască. 20 martie 2020, ora 15.20, anunț de licitație, primărie, nu știu ce, valoare, 378.013 lei, 2 minute mai târziu, ora 15.22, firma cutare, câștigă contractul, aceeași firmă. 21 iulie 2020, 15.26, primăria lansează SICAP, cerere, ofertă, reparații curente, sediu primărie, 100.000 de lei, 18 minute mai târziu, contractul e încredințat către aceeași firmă, nu știu cum. Deja reparațiile... 29 decembrie, 16.20 și așa mai departe, 84.000 de lei, firma Laro, nu știu cum. Deci, înțelegeți, practic, firma asta s-a specializat în câștigarea contractelor cu primăria la doar câteva minute. Nu e ca și cum cineva ar anunța pe altcineva, vezi că la ora cutare publică, alo, ești pe fir, fii atent acum, ia. Acum îi dau enter la publicare. A apărut?
N-a apărut, nașule, mai încearcă, dă F5, dă F5. A apărut, gata, a apărut, 2 minute, pac, am luat contractul. Întreg sistemul de licitații publice, care este la nivel european, vedeți, ne întoarcem mereu la aceeași poveste. Noi suntem țara formelor fără fond. Deci forma există. Platforma națională, licitații publice, astfel încât toți antreprenorii să poată concura în mod cinstit, să fie aleasă cea mai bună ofertă pentru din banii, ca să se folosească banii cetățenilor în mod corect. Tot sistemul ăsta există. Aiurea, noi stăm pe telefon cu nașul, cu finul, cu scre, cu metre. Vezi că public acum ia. Ai pus anunțul, gata, l-am și luat. Și cu asta basta. Toată afacerea este traficată în felul ăsta. Da, asta e. Sau e o chestie de noroc. Repetat, cineva are mereu noroc și câștigă în permanență contracte pe bani publici la 2 minute, 3 minute, 5 minute, 4 minute. Dar fiind licitație, teoretic, n-ar trebui să conteze că ești primul. El pune acolo anunțul de încredințare directă, se anunță. Vreau să cumpăr... E încredințare directă. Da, vreau să cumpăr... Păi, vezi, și alege oferta. Vreau și să cumpăr întreținere primărie. Pac, am publicat. Ia uite, a apărut o ofertă. Hai să luăm oferta. Ce să mai așteptăm? Și mai așteptăm atât. Da. În 2 minute a rezolvat treaba. Adevărul că și primăria a reacționat ok, că practic s-au și grăbit să... Da. Facă străzile, problemele... să repare primăria, da, să... Nu poți să reproșezi nimic, nu? Corect, da. Adică era o problemă presantă. Trebuia construit terenul de sport acum. Da, s-a iluminat stradal, bam, imediat. Tot. Deci asta e important, e important și norocul. Și important e să fii deschis să faci mereu lucruri noi în viață. Da, așa și e. Să te dezvolți, să nu rămâi la rădăcinoase, de exemplu. Pe capitalist de stat. Întotdeauna... Nu vezi să faci și pietri și ilumina public și să repari clădiri. Da. Toate pe bani publici, da, așa e bine să faci asta, pe bani publici neapărat. Dacă e pe bani privați, mai greu. Învățământul în România e de stat, în general, Vlad. Da. Sigur, n-are nicio semnificație faptul că domn primar din Răsuceni, scrie publicația Giurgiu pe surse, e naș cu sora patronului acestei firme. E cu sora, nu-i cu el. Da. Iar asta e rudă cu secretara primăriei. Dar știți cum e la sat? Toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Altfel, comuna Răsuceni e una dintre cele mai sărace din județul Giurgiu, care nici el nu e prea bogat, notează publicația mai sus citată, doar că, evident, nu județul trebuie să fie bogat. Adică noi avem impresia asta greșită, știi, că zice județul e bogat. Nu. Oamenii lui trebuie să fie bogați. Oamenii, anumiți oameni, nu toți, că bogăția nu e pentru toată lumea. De-aia, antreprenorii buni identifică nevoia pe piață și fac oferta precisă pentru... a lua contractul respectiv pe bani. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.